Mântuitorule, Cel ce ne-ai învățat să nu umblăm după lucrurile înalte, ci să rămânem la cele smerite. Și ne-ai îndemnat să nu ne socotim singuri înțelepți. Dă-mi tărie ca să pot învinge mândria din mine și din cei din jurul meu. Umple-mă de credincioșie ca să fiu vas al tău de trebuință și dă-mi răbdare ca să pot aștepta în curăție venirea ta. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-mă și curățește-mă și vindecă toate neputințele mele. Amin. Dumnezeul meu, când se va umple inima mea cu arma răbdării, când voi trece prin ispită, fără a-mi tulbura inima, ca să dau bucurie Dumnezeului meu, iubitele mele suferinți, ce mă faceți asemenea Domnului meu, Iisus Hristos, Cel ce a pătimit pentru mine. O, Doamne, singura viață a sufletului meu, ajunge voi oare a odihni între mii de suferințe pentru mărirea Ta? Dă-mi, Doamne, darul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al iubirii. Te rog, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În cartea mea, 100 rugăciuni care mi-au schimbat viața, vei găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pentru sănătate, bunăstare și liniște în casă, dezlegare de farmece și vrăji, alungarea tristeții, ajutor la nevoie, împlinirea dorințelor și multe alte trebuințe. Sunt rugăciunile care mie mi-au schimbat viața și pe care nu le găsești în nicio altă carte de rugăciuni și pe care le-am cuprins în această carte pentru ca ele să poată să facă de acum minuni și pentru tine. Comandă astăzi cartea pentru tine sau pentru cineva drag și lasă ca puterea acestor rugăciuni să te ajute să îți împlinești toate dorințele. Pentru a comanda cartea, folosește linkul din descriere. Am lăsat un link atât în descrierea videoclipului, cât și în comentarii, deci poți urma acel link sau poți intra direct pe www.100rugăciuni.ro, iar acolo, pe pagina cărții, vei găsi și formularul de comandă. Și pentru că vreau ca această carte să ajungă cât mai curând la tine, pentru toate comenzile primite, voi trimite această carte prin curier rapid, oriunde în țară, în orice localitate, mică sau mare, în orice colț al țării, fără taxe suplimentare de transport. Deci dacă comanzi cartea acum, în câteva zile, ea poate ajunge la tine în casă și poți începe să o folosești pentru toate nevoile și trebuințele tale. Iar pentru că mulți dintre voi mi-au cerut-o, voi începe să postez în fiecare zi rugăciunii din această carte, aici, astfel încât dacă vei avea cartea, te vei putea ruga în fiecare zi împreună cu mine. Aștept comanda ta pentru a-ți putea trimite cartea și fie ca prin puterea acestor rugăciuni, Dumnezeu să te binecuvânteze cu minunile sale.